Pentru urgențele stomatologice, cabinetul de specialitate din cadrul spitalului din Slatina va fi deschis în permanență în perioada sărbătorilor de iarnă și serviciul județean de ambulanță este pregătit pentru a face față tuturor solicitărilor, motiv pentru care a suplimentat numărul echipajelor în aceste zile. În ceea ce privește ambulatoriul Slatina, acesta va avea un program special. Pentru 25-26 decembrie este închis, la fel și pentru 1-2 ianuarie, 3-4 care cade sâmbăta și duminica, și de pe 5 ianuarie ambulatoriu va intra în programul normal de lucru, cu programări și cu toate activitățile. 20 de farmacii din Slatina vor fi deschise în perioada sărbătorilor de Crăciun și Revelion. Singura farmacie cu program non-stop este cea situată pe bulevardul Aicuza.